fetelor, e normal așa ceva? Treziți-vă! Azi mergem toți la școală, iar voi dormiți! Bună dimineața, antrenoare Abby! Școală? Mișto! Unde-s Nastea și Maria? Nastea și Maria au lăsat un bilețel, să-l citim! Antrenoare Abby, am decis să chiulim de la școală azi, minunat! Oh, wow! Chiulesc? Ok, stop, antrenoare Abby, eu nu sunt gata, încă nu mi-am cumpărat toate lucrurile. Eu nu mi-am făcut unghiile. Bine, fetelor, dacă vreți să fiți majorete, atunci ridicați-vă și pregătiți-vă pentru școală. Iar Nastea și Maria nu mai sunt majorete. Și apropo, aveți o nouă fată în echipă. Bună, fetelor, mă primiți în echipa voastră? Mișto! Avem o fată nouă în echipa noastră. Te primim! Cât e ceasul? Profesor Mike, nu putem să le mai așteptăm. Majoretele Bani și antrenoarea Abby nu o să mai apară. Și ce ar trebui să facem? Ar trebui să pornim. În regulă, copii, e toată lumea gata? Da! Bine, ratații! Basketbaliștii noștri duri? Chiar suntem basketbaliști duri. Ei, băieți, care e problema? Profesor Mike, Timur și Smiley se comportă ca niște dușmani pe viață. Dar ei se iubesc, se iubesc. Fetele Frogs. În regulă, copii, ăsta e noul nostru autobuz școlar. Wow! În regulă, colegi, să ne așezăm. Noi ar trebui să fim de cealaltă parte a autobuzului. Blondo, calmează-te, să alegem cele mai bune locuri, hai. Diana, ce autobuz cool! Da, mascotă, sunt de acord. Acum avem cel mai cool autobuz școlar din lume. Un desen cool al capitanului. Mulțumesc, mascotă, sunt de acord. În regulă, fetelor, pe cine așteptați? Intrați în autobuz. Profesor Mike, încă n-a venit toată lumea. Mai trebuie să vină câțiva elevi. Vom avea elevi noi așa repede. Fetelor, ce elevi? Ei.